În 46, 47 a fost asta secete. Și de pe hectarul de pământ undeva greu ieșa 5-600 de kilograme. Dar la stat trebuie să dăm tot cam așa, atâta. Moldova avea plan de furnizare a cerealelor către fondul de stat. Evident că acest plan era foarte mare. Aici, nefiind colhozuri, erau consumatori individuale și pe ăștia ei peneau de două ori mai mult. Am dovedit și am ascuns. Am săpat și în pământ și am pus butoi și am pus ceva pâine, pentru că îi îmblau cu niște șticuri, cum se numesc rusești, și căta unde îi părea, într-o ieșire, într-o, și găsești, a strâns tot. Foamea n-avea să fie, dar ei organizat-o. La noi, scopul care era? Să moară o parte din lume și poate românii să știe care se împotrivă, contra, asta era un scop. După așa să se poată face liber colhozurile. De la în centru, de la raion, cum era atunci vine dispoziția, trebuie să mai dați, păi chiar că din alte sate nu dau, chiar că așa de la voi din sat nu dau, trebuie să dați voi pentru dânși. Evident că oamenii n-au avut cu ce plăti. Și activiștii de partid au mers în fiecare gospodărie și au strâns tot absolut ce era legat de dările la stat. Oamenii cei care eu atunci i-am văzut, i-am ciperit în suflet și ei n-aveau în el în trans. Noi oameni buni, noi am dat și nu ne-a rămas nici nou, nici de mâncare aproape. Ia să vedem noi cât aveți voi acolo. Și vine grupul întreg de 6-7 oameni de la Sovietul Sătesc și se urca prin poduri și se uita ce ai, ai ori nu, dacă ai, cât era în saș și îi îmblau cu căruța, cu dânși, cu saș și tot ce le trebuie lor. Ei au luat tot de la oameni. Oamenii aveau strâns sac cu făină, că așa era la moldoveni și așa era. Aveau fasole strâns, aveau piani, dacă ei au venit și au măturat tot. Tot ce aveau și rămâneau câte 7 copii, câte 8 copii și n-aveau nimic ce mânca. Asta e ideologie comunistă, ca să faci colhoz, adică colectivizare, trebuie să-i înspăimânți pe oameni, să-i aduci la disperare și ca să zică ei singuri, o, primește-mă în colectivul vostru numai să nu mor. Și așa și-au făcut, când au văzut că cad ca găinile toți, cei lanți de spaimă, de sigur că s-au cerut să-i primească în colectivul lor. Tata cu mama prășă pe deal și răuntele care nu au răsărit era încă în pământ. Și eu mă uitam să nu-l pui în gură, să mi-l dăie mie. Plătește cotă, dar păi de ce vii a doilea? Ia-o-te chitanța, că la tata a venit a doilea ori și el arată, uite, chitanța, am dus singur, cu cai, cu căruța, am dus la drochea, la stață, că așa se porunce. Duci cota ta la tren, la acolo. Și uite că e scălit, mi-a primit și așa. Dăpălnitilna, așa se zice în rusă. Adăugător. Păi nu mai am adăugător, iată am copii. N-am de unde. Ai. Noi am dovedit și am ascuns vreo 400 de kilograme, vreo 300 de kilograme de grâu. Și cu aceea am ieșit. Dar de acum, tata se umflase de foame. Că știți că orice părinte, mă întâi și întâi, copilul să știi sătul. Ceea ce care au avut pierzi uscate, mere uscate, trăgeau la râșniță, știți ce înseamnă râșniță? Două pietre și da, se măcinau și asta. În afară de asta, coajă de copac. Știți, au rămas mulți copaci care scoteau coajă de copac și măcinau. Oamenii începu să se mai ascundă câte ceva. Căutau și în sobi și prin pământ așa unde vedea, prin grădină, prin stogurile cu paie. Căuta până când nu găseau. Totuși luau absolut până la ultimul grăunte.
Și dacă găseau ceva ascuns undeva, care omul pune pentru copii, poate ceva, îl judeca. Că el o ascuns de stat și judeca la 10 ani, la 15 ani de zile, că nu a dat statului impozitul. Foarte greu. Da, a fost foarte greu. Copiii tare mulți au murit de foame. Și le-ai și dat, ea, știu cum mai avem noi poate ceva și deu, dar pe noi dacă avem nepoță care erau frață la front. Și avem nepoță și trebuie dacă e o bucățică așa ea, să duci să-i dai. Și sigur și noi mâncam cu porția puțin, așa mai departe. Pe lângă impozitul financiar în bani, trebuia să predeie o anumită cantitate de grâu, de răsărită, de fasole, lână, ouă, carne, tot ce se producea la sate trebuia de predat numai decât în anumite cantități și la stat. Ne spuneți, nu umblați voi copiilor la cuibare, că trebuie să ducem ouăle, duce eu ouăle, că altfel ghisoarea, Sibiria. Nu toate erau. Nu toți aveau lână, nu toți aveau ouă, cât oamenii zi și noapte activă ca șârchii, ca fiarele sălbatice scuturau podurile la oameni. Dacă vedea că nu găsește, îmblac o suliță așa mare și unde potriveau ei, că o ascuns omul, găsea acolo și îl luau la Sovietul Sătesc și își băteau joc acolo, îl băteau și îl speriau în tot felul și la închisoare îl trimiteau. Mare parte vina era a organelor locale, pentru că ăștia de frică al lui Stalin se temeau să raporteze că uite aici a fost o recoltă proastă, că oamenii n-au. Și pur și simplu au spus planul e atât, da, îl face. Așa era, deci nu se luau decizii înțelepte, uite, reșind din situația reală, băsărăbenii ăștia nu se poate da volumul de produse prevăzute în plan și reducem planul. Nu. Vom da cât cere partidul. Și, într-adevăr, era o mascaradă, pentru că se filmau, este cronica documentară, când ăștia aduc carele cu grâul la gara să le scarte în fond de stat, iar dincolo de aceasta era o genocid. Care nu dovedit să ascunde, așa s-au dus mulți. În satele cele nu prea au ascuns oamenii. Apoi au vândut oamenii, descopereau casele, scoteau ușile, geamurile și le duce prin alte sate unde mai rămâne câte aleagă, câte o puțin așa, și le vindea. N-auzeai nici când în sat. Oamenii au împânzit tot teritoriul Basarabiei îmblând după o bucățică de pâine, după o fărâmă de măligă, după ceva de mâncare. Aduceau de vândut icoane, aduceau de vândut prosoape, covoare, lucruri din aur, ce vreți. Valuta de schimb era pâinea. O pâine era un covor. Dacă aveai să... Dacă mai aveai covorul și ala. Pâinea. La gară o duceau cu căruțele, era descărcată sub cerul liber, nu aveau depozite, ploua, mucize, să fie luată de la țăran. Să fie luată, ca țăranul să rămâie lipit pământului și atunci el poate fi manipulat cum le place. Ce mâncam? Mâncam buruiene, tot ce era, făină de ciocleș. Știri, lobodăș, lumea de acum a început să mănânce aia asta. Ierburile este. Și cu astea au scăpat. Mulți. Ei da.
cum să scăpi, că mulți s-au dus din familie toți. Că nu erau de acum alte rezerve, nimic. Pe un macuh trebuia să deie 25 de coți, cum înainte știți, țăsăturile de casă, să măsura la cot. 25 de coți pe un macuh. Înțelegi? Macuh care rămâne când se face oloiul, apoi știți că rămâne mășițele celea, dar nouă ne părea că e mere. Și acum mica dede îi spunea, dacă om rămânea în viață, nu mai face zestre, că de acum era sora Panaghița mare, Eugenia, eu eram de acum cei dintre acestea trei care am rămas, eu eram cea mai mică. Și zice, mămica torcea bine, știți cum pe atunci știe să țesă, să stăia și zice, boarfele nu ne încălze. Am să vând tăt, dar numai să scăpăm. Recolta fiind mică, animalele au fost sacrificate și deja în 47 iarna s-a început o foame cumplită legate cu actul de canibalism. Da. Vașele le țineau în casă, lumea. Dar cum? Dar în foame și ei, doar era și dovedit, era unele femei, chiar lăsa copilul 9 luni, îl purta și-l ucidec să-i hrănească pe ceilalți. A murit bărbatul, femeia avea copii și era iarnă, frig, și el a pus sus în pod și în fiecare zi tăia câte o băcată și hrănea copiii. Ceea ce era strașnic, că ei plecau în Ucraina după alimente, multă lume se întârșea, măreau, erau omorâți pe drum. Ducea cu trenul, în tren erau alții care jăfuiau pe ăștia care mai slab, mai îl izbede pe tren, îi lua sacul și pe dânsul îl izbede pe tren, că nu încăpe în tren să duc, ci să urca deasupra trenul, așa era dezastru. Unii se ocupau cu aceia că omorâu oameni și vindeau carnea. Vindeau carne asta la alții. Ia de mineau. Și într-o bună zi a venit o doamnă și îi spune lui mama că e lucrează unde stă în pușcărie fratele. Mama a îmbrăcat-o, a încălțat-o, a ținut-o o săptămână la noi și pe urmă, dar mama zice, Aneta, merg și eu să-l văd pe Mișunie. Dar mie nu a avut încotro și l-a luat. A luat-o și pe mama și a adus-o în coaie și a dus-o după Chișinău încolo noaptea. Și-a lepădat-o într-o mlaștină, nu știu unde, și mai scurt mama pe jos a venit cu mari și-o răzbătut și foarte cu greu a ajuns înapoi. Și nu m-au ajuns acasă și tata, te-a amăjit, Aneta, da. Și zice, bine că nu a făcut din tine cârnați, că atunci stăie doar lumea și spășe cârnați. S-a întâmplat la noi o vecină care asta... A ieșit fetița de vreo 4 ani la vecină, la o băbuță. Și eu ies pe urmă după dânsa, unde e fetița și când intră la babă, zice, da, ce faci acolo după sobă? Da, zice, am tăiat o găină. Dar ea se gândește, ce găină puteți să taie, fiindcă nu a rămas nicio găină în sat și câinii nu a rămas. Și lumea când era foamete, care dacă mai avea o vacă, oriceva, trebuia să doarmă cu dânsa în casă și să ții furșile tot astea, fiindcă dacă nu, ți-o furau. Oricum, pe tot locul. Și când ea s-a uitat în oală, era ochii, era capul copilului. Oaiul pierit și el s-a temut, da, era bolnav. S-a temut și a zis că face sopon din o fierbe, semne că său culegi dintr-un sac. Eu nu știu chestia, tehnologia asta de a face sopon. Și a mirosit unul altul și a venit, iată asta nu mă țin minte, că vine un... izmieni, albi, fără cămașă, de nu mai aveau nimic pe dânsă, tot o dat pe mâncare. Au schimbat pe bucat de pâine, pe o cartofă și vin izmieni și... Niculai, dă-mi, te rog, o bucată de carne, dar puperit, ai să mori, dar ori așa mor.
Și tot ce unul seala cât de mare, că așa e un ce unul, țin minte, și azi pe chirostrei l-au pus în mijlocul ogrez, tot o măcat. Când a venit primăvara, pe frunze de salcân, stege, asta mai este o bureană, uite, uite, că am uitat, care când o rupi, curge din trânsa, parcă așa, un lichid alb, parcă e lapte. Cu deșele. Așa, s-a dus în Ucraina de apus și de acolo a dus jom. Lumea a descoperit sub Cernăuți o fabrică de zahăr și erau gropi mari cu tăiței de la fabrica de zahăr, care îl numeau jom. Și toți se duceau acolo după jom. Aduceau jomul ăsta, îl mai prelucrau, care mai avea câte o boghiță de pâine ascunsă undeva în mari doselnițe, amestecau cu jom și făceau niște turtele și le mâncau. Și cum se ducea lumea? Se numea în zapad. Cum se ducea în Ucraina subcarpatică, se vede Bucovina acolo, dar după deale Gurii, m-au trimis și pe mine, de acum eu avem 18 ani, m-au trimis și pe mine după hrană. Fiind mai căscăun într-un fel careva, n-am ajuns eu la piața centrală, în orașul Sneatin. Dar cu un curent mare de oameni m-am dus, s-au dus și ei. Când m-am trezit lângă groapa cu jom. Eu, în fundul sacului, avem o torbiță mititică în care avem două turte care, făcute cu sfeclă și cu făină integrală, cu hurluială, pe care baba mi-a dat, bunica mi-a dat de acasă, cu ce mă salva până o-i găsi ceva de Liguri. Și când am ajuns acolo, îndată ne-a ieșit un zdrahon de hahol, nan, zdravă, și mă întreabă în limba rusească, păi, jurule, și vrei jom? Zic, da. Poți să iei cât poți duce, dar uite, pentru locul ăsta, și îmi pune o piatră într-un loc și o piatră la alt loc. Ia că ăsta e suprafața ta unde poți să-l scoți. Deci, suprafața era vândută, trebuie să plătești 5 rubli. Da, aveam rubli cu mine, știem ritualul ăsta. Am scos și am dat 5 rubli și o bucățică de tablă, ia ca așa, o lecuțică mai mare, o bucățică de tablă și dat de foc, ia că de pădurea de o zvârlită de băț era. Ia că de ușuțcată lemne și făceați-vă aici turte și prăjiți, mâncați, fără plată. Principalul trebuie să plătesc pe loc, dar pe jom nu. Tabloul care l-am văzut acolo nu pot să-l uit niciodată. În groapă cea mare cu jom, oameni dezbrăcați de la jumătate în jos, femei, bărbați, nu se mai uitau la goliciune, nu se uitau la nimic. Răscoleau și căutau de mai de la adânc, era mai galben, nu era așa. Și care își făcea turte acolo, se îngălbineau. Au fost cazuri când au murit acolo, pe margine, au murit cu câteva cobodițe de jom în mână și au murit în loc să-și facă cruci, ține jomul în mână. A decedat atunci bunica, mămica tatălui. Din cauza foametei? Foametei, da. A decedat Ilenuța, care aștepta două pâini și doi colaci. Și Iacubaș, micuțul, care era de acum, după mine, avea un an de zile, era sugaci. Și a murit în mari chinuri. Pe sub drum cădeau oamenii, mureau și părintele cu carul. Îi ducea la cimitir. Copilul de acum, când se trăgea de moarte, e clar că și mămica Bocea, și eu, și sora Eugenia, și sora Pelagia, că de acum nu se înviață. Și el nu putea să moară, știți, auzi plângete, bocet, și îi curgea lacrimioare pe obraz. Se trăgea de moarte, deci lacrimile și aia curgeau. Și a venit vecina și zice, ieșiți afară să-i țin eu copilul lumnarea, că el nu poate să moară auzind bocit. Și noi a ieșit toți afară și copilul s-a stâns din viață în mare chinuri. Fiindcă tata era să mișca și avea putere, că totuși câte ceva mânca, îl chemau
foarte des ca să facă groapa la ceilalți, rude, vecini, cunoscuți. Un moș Parfene din marginea satului a murit soția și nu aveau nici putere să-l ducă pe mort la groapă. Se ducea și săpa, o muncă enormă făcea acolo. Când dimineața se ducă mortul, de acum erau vreo 6 morți aruncați acolo în groapă. Și deci pe ceala cui i-o săpat groapa era chiar la suprafață. El a pus-o pe un covoraș, pe un lăicer și a târâit-o până la groapă. Acolo s-au grămădit vă câțiva oameni împrejurul lui și el îi roagă pe oameni: ajutați-mi să o dă în groapă, cum o chema pe dânsa, ajutați-mi să o dă în groapă. Și vă rog frumos, eu zic tatăl nostru, intră acolo și dați țărnă peste noi. Asta îmi povestea el, că mergând prin sat, de la primărie la margină, că noi trăim la margină, vedea 3-4 umflați pe marginea drumului și dădeau duhul. Ceea ce el povestea, îngrozea enorm să duci oamenii la așa ceva. Nu a fost niciodată, povestea tata, ca să fie secet într-un an și oamenii să n-aibă rezerve. Tot timpul aveau pe 2, pe 3 ani oamenii se temeau de foame, de secetă și aveau grijă. Săraci erau foarte puțini și dacă era vreo secet și era vreo unul sărac, pe toți cei lanți să știe că se dă de pomană, dar cui? Ei, la cel mai sărac, nici acela nu îndura foame. Și cea mai strașnică parte a fost la foame? Atunci când s-a evit secara nouă, știți că secara scoase înaintea grâului. Și oamenii când s-a evit secara și încă era în lapte, de-abia începea să întărească, nu spicul, dar grăuntele, și se duceau și își erau secara, o ducea acasă, usca, pe urmă o bătea să scoteau asta, găunții, boabele și la râșniță și la mâncare și la măligă. Și care nu prea nu știe de lucru ăsta sau tare toare înfometat, apă mânca pe săturate și peste câteva ori gata era. Iată, în timpul ăsta au murit mai mult decât cei care au murit până atunci. Oameni, înțelegeți? Iată așa a fost pe timpul foamei la noi.